Ne aflăm în studio la Urban Groove, este Tana Nana și alături de noi se află trei băieți foarte dragi mie, de la stânga la dreapta, DJ Andu, Liviu Zamora, o surpriză pentru publicul nostru. Bun găsit. Și DJ Dox, care nu mai e o surpriză de mult pentru publicul nostru. De o surpriză pentru tine, nu? Exact. Așa. Da, i-am invitat în această seară pentru că avem un eveniment foarte special care urmează să se desfășoare în București, dacă nu mă înșel, în București, nu? Nu, de data asta nu mai este în București și nu mai este de Ziua Franței. Dar când? Unde este? Este la Cluj. La Cluj! La Electric Castle. Noua capitală, dragii mei. Să se bucure și ei de statut. Da, deci avem, se numește The DJ Scratch Challenge 2019, a fost și anul trecut. Unde, mulțumesc pentru ajutorul. Da, am făcut hosting acolo. Așa, și a câștigat Mihai Rădașcă, a.k.a. DJ Mișu, nu? Exact. Dacă nu mă înșel. O să punem întrebări ca să afle și telespectatorii despre ce vor. În primul rând, ce reprezintă The DJ Scratch Challenge? Unde este trimis câștigătorul? Câștigătorul este trimis la Berlin. De ce la Berlin? Pentru că acolo la fel este o comunitate de scratching, ca să zic așa. Sunt mai mulți oameni pasionați de chestia asta acolo, care în cadrul unui festival care se numește Sample Music Festival și e dedicat artei de a performa cu MPC-uri, cu samplere, cu chestii, cu nu știu ce, au făcut și secțiunea asta unde DJ-ii au... Ok, deci este un fel de festival de beatmaker acolo. Exact, dar au și secțiunea asta unde vin DJ-ii din toată lumea. Deci e un campionat mondial independent, ca să zic așa, pentru scratch-uri. Și eu i-am urmărit de ceva timp și anul trecut m-am băgat în seamă că ei, domne, hei, dar nu vrem și România. Domne, că nu se poate, că nu știu ce. După aia am primit mail, surpriză. Domne, hai că până la urmă se poate, dar trebuie să vă plătiți voi biletele de avion, nu știu ce, dacă faceți și vechile cantonamente, la gimnastică, scrimă, da. Dacă vă descurcați voi la voi în țară cu organizatul și cu sponsorii, noi aici vă putem băga în competiție. Și uite așa am ajuns să... Deci, practic, România are un slot acolo, exact. Nu? La această competiție. Nu mai discutăm ce s-a întâmplat anul trecut. O să trecem mai departe să aducem în prim plan ce trebuie să facă un participant. Practic, la ce probe o să fie testat? Probe, e mult spus. E mult. Până la urmă, it's all about having fun, cum se zice, nu? Okay. Da? Deci, ideea este să, ca să te registrezi la concurs, trebuie să trimiți un video, da, cu tine, cu un minut de freestyle scratching. Da? Pe orice beat, pe orice producție, nu contează. Pe orice beat ales de tine, da? Okay. Și noi o să facem o preselecție online, da? Deci te înscrii pe site la noi prin formularul respectiv. Deci site-ul se numește, este pe thedj.ro. Da, e site-ul școlii noastre. Exact, mai facem, exact. Și cursuri unde mai avem. Domn profesor, așa. Activități. Și apoi o să fie preselecția online, unde juriul, care este Dox, o parte din juriul, Mișu, parte din juriul, și Dex, de la Made From Scratch, la fel. Salutări, Don Costello, da, de la Brașov. Ei o să delibereze într-o măsură și publicul o să delibereze într-o măsură. Și o să avem această preselecție online. Din cei care se înscriu, o să trebuiască să alegem 10 finaliști care să meargă la Electric Castle, la scena Shizzle, unde o să ținem finala. Și de acolo o să alegem locul întâi pe care îl trimitem la Berlin. Deci nu numai că veți participa pentru distracție, o să mergeți și la Electric Castle dacă sunteți selectați. Da, o să fie, pentru cei 10 o să fie full în toată perioada festivalului și o să mai stăm pe acolo la scenă, o să mai facem chestii, o să mai facem freestyle, o să fie și băieții de la Crec. Cartofi prăjiți, bere. Și toată lumea. Important e de spus faptul că înscrierile se închid pe 1 iulie, deci până pe 1 iulie puteți să intrați pe... Mai aveți o săptămână să vă înscrieți. X. Deci pe site-ul școlii de dj.ro aveți acolo mare banner cu The DJ Scratch Challenge 2019. Înscrierea în competiție este gratuită. Așa cum... Ca și când îți faci cont, ai văzut pe Facebook, înscrierea și întotdeauna va fi gratuită până să faci un event sau ceva, când nu mai e gratuit. Așa. Că asta e situația. Plătești cu timpul tău, ca să faci filmulețul ăla, trebuie să dedici timp. Ca să fii bun, trebuie să dedici timp. Ca să vii la finală, trebuie să dedici timp. Deci plătești ceva. Corect. Nu e chiar gratis, gratis. Spune-ți dacă e 1 iulie până la ora 24 sau până la ora 0. Adică inclusiv 1 iulie sau fără 1 iulie? Păi inclusiv. Asta să ne zic organizatorii. Inclusiv, lăsăm, okay. Că mai deci sunt oameni care... Deci 1 iulie până la orele 24. Bun. Mai sunt oameni care forțează. O întrebare adresată membrilor juriului. De ce țineți cont în momentul... Chiar sunt curios. De ce ții cont în momentul în care judeci o prestație a unui scratcher, de exemplu? Care sunt noțiunile?
În primul rând, evident, contează în cazul de față, fiind un minut doar de scratch-uri, nu e o rutină gen DMC, contează tehnica, flow-ul. Ok, deci există flow și la DJ. Există, există. Ca să poți să-l ajut pe Doc să-l completezi, dacă ți-aduce aminte, anul trecut am avut, și o să folosim același principiu, pattern, da? Am avut niște criterii unde s-au dat note, da, de la 1 la 5. Exact. Și o să mergem pe acele 5 criterii, care sunt, cum ai zis tu, flow, tehnicalitate, mai sunt, nu mai știu, diversitate, originalitate, mai sunt câteva. Și atitudine. Și atitudine, da. Și o să se adune punctele respective de la jurat și atunci cine are mai multe puncte a câștigat. Dacă făceați până la 6 era ca la patinaj artistic, știi, cu 5-5, 5-4. Nu, dar acum... Acolo e cu impuse. Impuse și da, așa. Nu vreau să sune totul foarte tehnică, tot am zis așa. Important e să participi pentru că, exact cum a zis Andrei, it's all about fun. Lumea în general se sperie de chestii. Mau, concurs, mă duc acolo. Nu, du-te. E în primul rând o experiență pentru tine. Din punctul meu de vedere, acum îl completez eu pe Andu. Acum niște ani aș fi vrut, mulți ani, aș fi vrut să existe chestii de genul ăsta. Iar acum când ai ustensilele necesare, mă refer la cei care participă. Da, da. E păcat să nu faci chestia asta. Vreau trebuie să o faci pentru tine. Eu pot să vă confirm că am fost anul trecut și toată lumea e pe lav acolo, adică toți sunt încurajați, indiferent cum, dacă le-a ieșit sau nu le-a ieșit, lumea e pe aplauze, despre pe bravo, totul e ok. Mulțumim pentru cel mai bun testimonial de aici, de la sursă direct. Da, da, deci așa nu, e. Nu, dar așa e, adică nu trebuie să mă au, trebuie să mă duc acolo, bă, trebuie să-i rup capul ăla, nu, it's all about fun, man. Scratch, it's all about fun. Emisiunea de astăzi este împărțită în două părți. O să mai avem un eveniment în cea a doua parte. Este vorba de un alt element pe care îl am cam uitat aici în România. De fapt a fost uitat de când s-a născut el în România. Dar mi-am amintit pentru că anul trecut am avut ocazia să-l cunosc pe Powan, care este o legendă a b-boying-ului. Și el, exact chestia asta a spus el, it's all about fun. Așa îi faci pe oameni să participe, să se implice. Dacă nu e fun, chiar n-are niciun n-are efectiv niciun farmec. Word up, nu se zice. Așa că luați-vă inima în dinți, trimiteți și de ce nu ajungeți la Berlin? Până la urmă e mai bine decât cu Ryanair. Ajungi cu concursul direct, nu? Totul ok. Exact. Facem o pauză să ascultăm muzică și ne întoarcem să mai discutăm. Ce un pic muzică ascultăm? Bă, ascultăm niște rap. Dacă vrei poți să-mi zici tu. Da, ai voie între Jedi Mind Tricks, Necro și Kill Bill. Chiar doar trei nume crezi că știu. Nu mai ai voie orice. Am înțeles. Bine, mă, bagă ce vrei tu. Da, nu, poate să-mi las o listă, că nu e nicio problemă. Facem. Îți las o listă de aia mai lungă sau? Facem. Doc, oricum, poate să-mi dea direct piesele, că nu e o problemă. El le are. Ok. Da, pauză și revenim cu invitații noștri. O discuție care ar fi trebuit să aibă loc în vreo 7-8 ore, dar asta e, am combinat-o un pic pentru că suntem cu evenimentul. Da, na, na.